Taur și ascendent Taur. Nu o să vă placă vestea pe care vă dau voi, zodie financiară, dar Marte va retrograda în acest sector financiar. Dacă în ultimele luni ați făcut cheltuieli sub impulsul momentului, cheltuieli de astea de... Adică nu pe lucruri, nu ați făcut investiții sau ați cumpărat nu știu ce obiecte de artă sau ce obiecte de long time. V-ați luat prostioare, cheltuieli efectiv inutile, poate pe distracții, de ce nu, poate pentru alții ați cheltuit, iar Marte vă guvernează vouă relațiile. Ați zice să aveți mare grijă. Perioada asta de retrogradare a lui Marte aici, pentru că s-ar putea ca acum să vedeți efectele cheltuielilor făcute și să vă confruntați cu lipsuri. Adică o sumă de bani pe care o așteptați nu intră în conturi, intră mai puțin, cineva v-a promis că vă oferă un împrumut sau sau vă returnați o datorie și întârzie, nu face lucrurile astea. Perioada asta de retrogradare trebuie folosită în niciun caz pentru cheltuieli, ci mai degrabă pentru a vă reevalua. Că știți, retrogradarea e cu reevaluare și reorganizare și tot ce ține cu re. Deci ați putea folosi perioada asta de retrogradare pentru a vă reevalua odată modul în care vă câștigați banii și altă dată modul în care îi cheltuiți și administrați. Ce se întâmplă? Vă puteți da seama că munciți pe nimic. Vă puteți da seama că nu sunteți suficient apreciați pentru munca voastră, deci remunerați mai puțin, eventual chiar și decât alții. Ia fiți atenți puțin, să nu cumva ca un coleg să facă același job ca tine și tu să câștigi mai puțin decât el. Nu știu, poate că ești venit mai târziu în companie sau cine știe, diferite explicații pe care nu sunt eu în măsură să le dau. Lucrați la stima de sine. Lucrează la stima de sine și nu mai, încredere în voi. Trebuie să aveți încredere în voi și să vă cereți drepturile conform cu munca depusă. Voi sunteți oricum o zodie care are talente, guvernată de Venus. Ce-ar fi să vă puneți în valoare talentele astea? Ce-ar fi să începeți să faceți bani? Poate faceți bani împreună cu alții, cu altcineva, da? Poate intrați într-o colaborare nouă, într-un parteneriat nou. Chiar dacă îl semnați sau îl stabiliți pe Marte retrograd, asta nu înseamnă că e o problemă neapărat. Poate este și nu-i Mercur retrograd. Poate îl semnați, dar este pentru o perioadă scurtă de timp, adică câteva luni. Nu contează, vă ajută, vă câștigați bani din asta. Și o spun din nou, monetizați-vă talentele, scoateți bani din ceea ce știți să faceți, pe lângă job. Apoi avem o opoziție între Uranus, care se află în zodia voastră, și Venus, guvernatoarea voastră, care se află în sectorul relațiilor. Ei bine, aici, în weekend, vă puteți aștepta la fel și fel de surprize din partea partenerului, la răsturnări de situație în cuplu, la evenimente neprevăzute. Acum aveți grijă puțin, pentru că Uranus în zodia voastră vă face foarte non-conformiști. Voi nu sunteți așa. Voi sunteți statornici, stabili, înrădăcinați. Însă, uite, vine o opoziție de asta care vă zguge așa puțin și vreți să faceți lucrurile altfel. Și îl veți surprinde pe partener, îl veți șoca, poate nu va înțelege. Adică încercați să aveți lămuriri cu partenerul dacă, nu știu, vă apucă să plecați singuri în weekend la munte. Pentru că el nu va înțelege, mai ales vorbim de Venus în Scorpion. Energia este suspicioasă, gelozie, posesivitate. Din cauza asta pot să apară conflicte în cuplu, să știți. Atitudinea ta s-ar putea să șocheze și pe toți cei din jur cu care intri în contact. Dar încearcă să te justifici, să explici dacă simți că este nevoie să explici. Se petrece în weekend, dar cu toate astea poate avea impact și asupra relațiilor profesionale. Deci cumva trebuie să aveți grijă și cum abordați o discuție, o negociere, un contract profesional, o propunere care vine din partea, nu știu, unei persoane, colaborator sau fost colaborator sau partener de afaceri. Dacă vă propune ceva, analizați bine. Marte, guvernatorul relațiilor voastre, este retrograd, știți?
Și atunci cumva s-ar putea voi să aveți o piedică în dialogul cu ceilalți. Da? Deci încercați în weekend să fiți... Mie îmi place și eu sunt aur, mie îmi place ideea asta de Uranus în zodia mea, pentru că, nu știu, a schimbat multe în viața mea, foarte multe. Și cumva, bine, sunt și berbec pe ascendent și cred că de aici vine și avântul ăsta de wow, schimbare, wow, noutate. Încercați să... Ah, mai e ceva, mare grijă. L-am îndrăgostit ăsta brusc, la prima vedere, cum spuneam. Pentru că poate nu este chiar ce trebuie persoana respectivă, poate are niște traume acolo emoționale nevindecate, poate are niște frici pe care le va imprima la un moment dat asupra voastră. Deci aveți grijă, dacă e pe dragoste, dacă este singur și vă îndrăgostiți, aveți grijă de cine o faceți. Nu vă aruncați cu capul înainte, mai ales dacă persoana respectivă este, cum să zic, mai scorpionică așa în energie. Nu trebuie să fie zodia scorpion, mai scorpionică, adică mai ascunsă, mai retrasă. Aveți grijă.